Inima este o pompă care asigură circulația sângelui în tot organismul. Atunci când forța pompei scade, apare insuficiență cardiacă. Da, este un diagnostic destul de sever, dar acest lucru nu reprezintă o sentință pentru pacient, atâta timp cât soluția există. Datorită unui tratament corect, eficient, acordat la timpul potrivit, maladia poate fi menținută, poate fi stopată evoluția bolii. Terapia de primă linie este terapia medicamentoasă. Se bazează pe preîntâmpinarea retenției de fluide. Nu uităm de controlul ritmului cardiac, acele medicamente care vor preîntâmpina apariția aritmiilor maligne posibile în cadrul insuficienței cardiace. Foarte important este tratamentul anticoagulant în cadrul insuficienței cardiace. În dependență de cauza care au dus la insuficiență cardiacă, putem aborda diferit acest pacient și trebuie abordat complex pacientul cu insuficiență cardiacă. Un centru modern de insuficiență cardiacă poate ajuta pacient pe cale minim invazivă prin implant percutanat fără incizii de valvă aortică, de exemplu, așa numită TAVI, sau prin implantarea sau stabilirea unui clip în poziție mitrală când două foițe a unei valve se coasă și atunci gradul ei disfuncție descrește. Acest pacient poate fi ajutat prin intervenție cardiacă clasică deschisă de protezare sau de corecție valvulară. Insuficiența cardiacă ar putea progresa în așa fel sau atât de tare încât pacientul ar avea o soluție transplantul de cord. Uneori am putea să amânăm în cazul în care deja medicamentele nu lucrează, funcția de pompa inimii, fracția de ejecție, cum o numim, este sub 35, este mai joasă de 35, am încercat toate medicamentele, nu putem obține îmbunătățire. Și aici ne ajută astfel de dispozitive, dispozitivele de resincronizare cardiacă, îmbunătățim fracția de ejecție uneori cu 10%, 20%. Pacientul despre care vorbim acum este un pacient cu fracție de ejecție 15, care a avut un infarct miocardic mare, atunci un vas important, vasul inimii a fost complet blocat, din cauza aceasta o mare porțiune din inimă a murit și s-a decis că prima etapă de intervenție va fi implantarea unui dispozitiv de resincronizare. Insuficiența cardiacă nu este o patologie ireversibilă, nu este o stare din care nu ne putem întoarce. În cazul unui tratament adecvat, avem șansa de a regresa insuficiența cardiacă.